Ce amuzant? Tu. Că nu e votul nul. Al meu lua de pe noi. Ah. Hai zi. N-am vrut să zic nimic, n-am vrut să stric suspansul. Dar... când te-am întrebat dacă vrei să pleci acasă, ai spus că nu vrei să explici de ce ai vrea să rămâi. E foarte amuzant, de-aia râd. De ce nu zici că ești genul de om care se răzbună? Nu, dar te-am întrebat. E. Te-am întrebat ce te-a făcut să te schimbi să nu mai vrei acasă și tu ai spus că nu vreau să schimb părerea, faci exact ce vrei. Da, cred că eram pe conexiune când am spus că nu mă lasă Robi să plec. Și cred că am răspuns atât. Și totodată ai și spus că e fals, dar totuși vrei la date cu el și nu înțeleg chestia asta? Da, și? Nu înțeleg multe chestii, poate o să mi le explic. Joc și eu teatru ca tine. Poftim? Joc și eu teatru ca tine. Dar nu te-a influențat și faptul că ea te-a votat? Nu, aveam asta în minte dinainte. Da. Te-am întrebat, clar. Vrei să mai pleci? Și tu ai spus, faci ce vrei. Rebecca, ai un vot? Roberta, două voturi. Giulia, două voturi. Nule. Ambele. Robert, votul tău merge către... Votul meu merge către Roberta, deoarece nu și-a exprimat dorința de a cunoaște un băiat în mod direct. Asta e. Ai venit de afară cu o atitudine puțin arogantă, puțin, cel puțin ați lăsat de înțeles. Poate că nu ești așa. Și prin această aroganță s-au iscat și astfel de discuții care au fost mai devreme, cred că. Am fost arogantă cu tine? Cu mine nu. Cu cine am fost arogantă? Cu unele fete din casă. Cu cine? Cu Rebecca, de exemplu. Și? După materialul am avut motive să fiu așa cu ea sau nu? După și materialul pe care l-am să fiu cu tine? Ca să-ți dau și explicații la acest arogant. După materialul pe care l-am văzut cu Ștefan în Camera Roșie, tu ai venit în casa fetelor și ai spus pe o tonalitate arogantă. Eu înțeleg că probabil ai uitat că Ștefan a zis că vrea să cheme pe altcineva în Camera Roșie. Nu este de condamnat, pentru că din atâtea vorbe da, probabil tu ai uitat. Dar modul cum ai spus-o, modul ai spus-o ca să-i o dai sub centură Rebeccai. Așa modul am simțit, a fost așa pentru că am fost presată de fete. Tu nu știi ce s-a întâmplat în casa fetelor și cum am fost, cum am simțit eu acolo. Da, ne-am pus toate pe iar, nu mai lăsam să respire. Nu, uite, chiar și această gală, eu consider că a fost o gală grea pentru tine și că știu, nu a fost prea potrivit. Votul meu merge către tine, acum ce să zic? Apreciez. Ce pot să zic? Dacă vei mai rămâne aici, sfatul meu este să verbalizezi mai mult ceea ce gândești și va fi bine, să știi. Da. Da, este părerea lui și iată că părerea lui a înclinat balanța. Bogdan, votul tău merge către... Având în vedere anumite materiale din această seară, vreau să-mi schimb și eu părerea și decizia. Nu vreau să fie cu supărare, însă votul meu merge către Roberta. Ok. Inițial aveai un alt... Votul meu inițial fiind Giulia, însă am observat că și-ar dori să mai rămână în această emisiune. Roberta, ești cea de-a doua nominalizare spre eliminare. Mai avem de auzit cel de-al treilea vot, mai exact, votul favoritului telespectatorilor din această săptămână, care poate vota fie o fată, fie un băiat. Robert! Votul tău de favorit al telespectatorilor merge către... Votul meu merge către Giulia. Deoarece... Giulia. Deoarece și-a exprimat dorința de a pleca acasă, iar până în ziua de astăzi, în prezent, nu și-a retras cuvintele în totalitate. Într-adevăr, vedem cu toții un comportament schimbat, o altă atitudine, motiv pentru care o apreciez, dar atâta timp cât ea nu și-a retras cuvintele în totalitate, aceasta este decizia mea. Pare, am mai zis asta și mă repet, pare un deranj enorm de mare dacă între mine și Robi ar exista ceva.
pentru ambele case. De ce, de ce crezi asta? Pentru că asta cred. Absolut deloc. Doar că... N-are treabă cu tine, Robert, crede-mă. Eu n-am nicio treabă cu tine, să știi, dar... N-ai nicio treabă de... La începutul emisiunii n-ai nicio treabă. Și nu ți-ai schimbat votul o secundă, Robert. N-ai cum să spui că n-ai nimic personal cu un om și să dai în el într-una. Referitor la ce ai tu cu Robi, nu o să fie niciodată o relație. Bine, mi-e foame să asta. Iar o continuă. Referitor la ceea ce este între ea și Robi, nu o să fie niciodată o relație, deoarece eu știu ce simte Robi, ca să zic așa, pentru Giulia și nu este femeia potrivită Giulia pentru el. Că se înțeleg ei bine, e altă poveste. Și că au o stare bună unul în prezența celuilalt. Ce simte Robi pentru Giulia? O vede pe Giulia ca o prietenă, o femeie cu care poate să glumească și să se simtă bine. Bine, nu glume de prost gust, o și respectă, dar nu cred că ar putea să vadă ca pe o iubită și sunt ferm convins de asta. De ce ești ferm convins de asta? Pentru că știu ce fel de tipar de femeie are nevoie Robi și Giulia nu se încadrează. Nu știe el și știi tu, e bine. Uite că știu. Te trădează zâmbetul. Ai zis știu, nu cred. Dacă ziceai cred, din prima, te credeam și eu acum. Dar ai zis știu. Te asigură și pe tine. Ce să mai zic acum? Ce știi? Ce să știu? Ce am spus, știu. Că m-a întrebat și Robert în afară ce simt pentru Giulia și de ce fac chestiile alea cu ea. Și am zis aceeași chestie pe care o zic și în emisiune. Mă simt foarte bine cu ea, preajma ei și așa mai departe. Adică, având în vedere că eram afară, puteam să-i zic că simt ceva pentru ea și că, na, că știu că nu ar aduce ceva sau... Dar au fost aceleași cuvinte. Și probabil de asta a tras și concluzia că... Am greșit cu ceva în ce am spus? Nu. Bun, Alin, Roberta, Giulia, în față. L-ai amenințat? Nu. Dar? Am zis ca să nu-mi revin de tot la nervii pe care i-am avut dintotdeauna pe Robert și pe votelele. O să vă rog să vă controlați puțin limbajul și să nu mai pară că vă amenințați. Eu știu că nu este asta. Eu știu. Dar, de multe ori, se înțelege altfel la televizor. În care rău nu e vorba despre el. Și aș vrea să fac această precizare, da? Nu a fost o amenințare. Nu. Bun! Giulia, Roberta și Alin. Cât timp ai în casă aici, Alin? 3 săptămâni, cred că asta e a treia. Ai avut o intrare așa, spectacol. Da. Spectacol. Probabil doar în ochii dumneavoastră. Oh. Ai fost așa, ca o... Te-ai aprins și te-ai și stins. Ce s-a întâmplat? Depinde, probabil că n-am văzut un interes așa mare din partea persoanei. Pe care... Da, așa. Da. Și pe urmă, din următoarea fată, probabil, sau din interacțiunea cu fetele, adică nu am simțit să am o conexiune cu cineva anume. Da. Roberta, te așteptai să fie aici în față la eliminare? Nu, chiar. Propusă de către băieți? Nu, chiar, nu mă așteptam. Dar este părerea lor și nu, nici nu vreau să le schimb. Chiar nu... Nu vreau să fac asta. Giulia. Da. Ești în față la eliminare, la doar o zi, după ce ai primit date cu Robi. Destinul. Nu ne vrea împreună. Care ai vrea dintre aceste două dorințe să se îndeplinească mai tare? Care? Date-ul sau plecatul la casă? Date-ul. Bravo. Sinceră. Crezi că e sinceră? Da.
Îți regrezi votul? Cum, dacă am zis, gata, trebuie să merg. Bun. Într-o ordine aleatorie, sau nu, merge la locul lui și-și continuă drumul aici, în Casa Iubirii. Julia. La date. Poftim? Ești la date. Da. Am un bilet de plecat acasă. Cine îl dorește?